Clădirea administrației regiunii Harkov a fost eliberată, iar 70 de activiști proruși au încăput pe mâna poliției ucrainene. Reținerile au avut loc aseară în cadrul unei operațiuni speciale a forțelor de ordine. Totodată, activiștii proruși au părăsit clădirea Serviciului de Securitate din Ucraina în urma asaltului executat de trupele speciale ucrainești dislocate în zonă. Operațiunile antiteroriste și antiseparatiste au fost organizate la ordinul lui Alexandru Turchinov, care a învinuit deschis Rusia de organizare acțiunilor secesioniste din estul țării și a declarat că separatiștii proruși vor fi tratați ca teroriști și criminali. Вчора розпочалась друга хвиля спецоперації Російської Федерації проти України. Вороги України намагаються розіграти кримський сценарій, але ми цього не допустимо. Chiar și așa, aseară 10 persoane au fost rănite grav în urma unei tentative a circa 300 de separatiști proruși de a ocupa clădirea administrației regionale de stat. Manifestanții purtau măști pe față, iar la piept aveau panglica Sfântului Gheorghe. Aceștia scandau lozinci, unul pentru toți și toți pentru unul, și miliția e cu poporul. Polițiștii au înconjurat clădirea și nu le-au permis manifestanților să intre. În același timp, secretarul american de stat John Kerry a negociat cu omologul său rus Sergei Lavrov organizarea unei reuniuni comune între Statele Unite, Rusia, Ucraina și Uniunea Europeană, care să ducă la soluționarea crizei. The secretary noted the Ukrainian government's assertion that this appeared to be a carefully orchestrated campaign with Russian support. He noted in particular the recent arrests of Russian intelligence operatives working in Ukraine. He noted that Ukrainian government leaders are en route to all these cities today to try to negotiate. Avertismente pentru Moscova au fost sprijinite și de Marea Britanie. Very important to stress that Russia should not meddle in the affairs of Ukraine. That would be a further escalation in the whole situation between Russia and Ukraine. If they are doing that, we look to them to desist from doing that. Just as we look to the government of Ukraine to ensure that the country. Amintim că NATO a interzis de ieri accesul mai multor diplomați ruși în sediul cartierului general al Alianței din Bruxelles.